Salutare, prieteni! Povestim un pic despre haosul din București, am vrut să zic, dar de fapt este din Uniunea Europeană, că am intrat și noi în Uniunea Europeană, așa cum intrau ăia colindătorii de Crăciun și îi primeai, că ți era rușine, știi, să zici, băi, bâși de aici, că n-ai voce sau îți trebuie bani. Așa am intrat și noi în Uniunea Europeană. Și acum pică scheletele din dulap, era să zic copac. Da, ați văzut scandalul ăla de la Nordis? Ăștia zic apartamente mânte nu știu de câte ori. Eu i-a spun, domnule, n-am vândut așa ceva. Madame Vicol, care a fost apărătoare, avocată a interlopilor, pesedistă de seamă, nu-i așa, și-a dat demisia. Îți dai seama când și-a dat demisia. Să te gândești că în politică nu-ți prea îți dai demisia. În politică te obligă unul să-ți dai demisia. Băi, te rog frumos, bă, faci praf partidul, mâncu sufletul tău. Hai, mâncați-și sufletul. Ok. Și-a dat demisia. Și întâmplător să vezi că aflăm noi că, de fapt, marele mahăr, cine este? Soțul doamnei. Bă, președinte de comisie juridică. Adică, toate când ai o nevastă așa, o nevastă în spate, că de-aia se zice, bă, în spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie și mai deșteaptă. Da, și atunci asta așa ce-o fi zis, știi? Bă, tată, dacă nevastă mai tare și mare, pot să fac. Bă, și nu știu cum se întâmplă, că pot să facă, da? Ați văzut pe Profit News, Breaking News, Profit.ro, da? Legea dezvoltărilor imobiliare va fi modificată după model francez, limite de avans, cerută, chestii. Asta a anunțat-o PSD-ul. Acum, după modelul francez, e un pic mult spus, pentru că PSD spune, domnule, 10% maxim avans. Băi, în Franța este 5% avansul, da? Și bașca faptul că banii intră într-un cont și nu pot fi folosiți ca să-i transfer de pe o firmă pe alta, mă rog, model francez. Noi îl românizăm un pic, așa cum am făcut cam cu toate, da? Și ce aflăm? Păi aflăm niște lucruri, că de fapt nu este legea PSD-ului. Dimpotrivă, PSD-ul a blocat legea asta care îi scăpa pe păgubiții de la Nordis, sau așa se autotitulează ei, de toate porcările de astăzi. Pentru că, ia uite ce zice PNL. Bă, stați un pic, că Laura Vicol, nevasta maharului, a blocat un proiect liberal care impunea obligații dezvoltatorilor imobiliari. Nu degeaba mergea doamna Vicol în vacanțe în Dubai cu Ciolacu, Marceluș, Freddy Simonis, și Sorin Grindeanu, ăla care clipește de două ori, de câte ori are emoții sau micțiuni lacrimale. Înțelegi? Adică, în 2019, PNL s-a gândit așa. Bă, hai să protejăm un pic ăla care cumpără un apartament. Că avem o problemă, tată. Avem o problemă pentru că, uite, au început să vină rechinii. Hai să-i protejăm. Și, spun peneliștii, a venit doamna Vicol, președinte de comisie juridică. Mamă, e un fel de Ludovic al XIV-lea. Lodovica. Și a blocat. A blocat exact legea care obliga Nordisul să fie onest. Nu e așa că e mișto? Da, în 2019, băieți. În 2019 au blocat-o. Bun? Acum, sigur că mergem la, nu știu cum să zic, la ce avem în politică. Păi avem și oameni onești. Sunt convins. Ăia nu prea sunt vocali pentru că au un sentiment de jenă. Înțelegi? E ca atunci când te duci la o nuntă, tu ești domn profesor, ai făcut o facultate, ai fost bun, ai ajuns profesor sau ai ajuns un tip respectat, onest, nimeni nu poate să spună, bă, m-a păcălit ăla, fir armăsa dracu, etc. Nimeni nu poate să spună despre tine. Și te cheamă neamurile la nuntă. Bă, dar cine face nuntă? Păi, vărul tău care tocmai a ieșit din pușcărie și te pus la masă cu gașca aia lui de foși pușcăriaș. Și tu ești domnul ăla onest, înțelegi? Cam așa să știa onești în politică. Nu știi să te comporți, încerci să nu vorbești foarte mult. Oricum, dacă ai vorbit, te-ar acoperi aia una, două. Ce faci, bă, cața suflet? Hai, bă, profesor, aici. Hai, bă, să bem un ștampă, o vodcă, o ceva. Și atunci ești retras. De asta nu vedem oameni mulți onești în politică. Ei sunt. Da? Și sunt convins că nu sunt minoritari. Înțelegeți? Dar sunt foarte tăcuți. Pentru că încet, încet au fost dați la o parte. M-am întâlnit aseară cu un domn în vârstă, fost penețist, dar penețist nu ăsta lui ăsta mic cu capul mare, Pavelescu, da? Penețist de pe timpul lui Rațiu, Maniu, păi, Doamne iartă-mă, Coposu, Doina Cornea, care mi-a zis, domnul German, mă uit acum
la televizor și mai vin nepoții mei și sunt ăștia mai tinerei, așa că am făcut copii la bătrânețe și am ajuns bunic bătrân. Au 10-11 ani și când e o știre despre politică cu foarte mare prostie în ea, da, cu foarte mulți proști și proști de ăștia plenari, da, la 180 de grade, sting televizorul că mi-e foarte rușine. Și am ajuns eu pe nețist să compar ciurucurile de acum din politică, astea care sunt mult, mult mai vocale, ca au acum Facebook, chestii fițe, cum zicea Umberto Eco, bă, le-ați dat tribună tântălăilor, da? Am ajuns să compar eu pe nețist vechi, de-a lui Rațiu, da? Să compar cu epoca Năstase. Bă, ăla era un hoțoman, a și făcut pușcărie pentru asta. Dar în guvernul lui erau niște oameni, totuși, cu școală pe bune. Ăștia sunt, ba unul covrigar, ba una făcut cu facultatea pe nu știu unde, ailaltă vai de mama ei, ailaltă îi zice la mulți ani lui ăla din Sibiu care a murit acum 200 de ani. Adică vorbim despre ce? Și într-adevăr are dreptate, tată. Dar vorbim acum despre ăilalți care sunt foarte vocali, foarte în față. Amintiți-vă când vine ăla de la PNL care a scăpat de pușcărie că s-a internat la nebuni. Da? Mă rog, la un spital. 22 de înfățișări a avut la tribunal, a luat pușcărie cu executare 4 ani și jumătate pentru tot felul de fapte asociate corupției, pentru fapte asociate evaziunii fiscale. Bă, și apare adevărat pe la antenele lui Voiculescu, că probabil îți prieten pe ideologii, știi? Apare să ne spună cum trebuie să fim în democrație, cum trebuie să facă statul, să ia banii cetățenilor, să plătim taxele. El, condamnat la 4 ani și jumătate de pușcărie cu executare. Dar a scăpat. Pentru că s-a prescris. S-a internat băiatul că e deranjat la cerebeluș, da? Și o mergea taxul. Mergea taxul la, cine știe câți ani avea, vreo 70-80 de ani, la judecătorie. Doamne, copilul e tot în spital. Copilul avea vreo 40-50 de ani. Da? Și tremura acasă. Doamne, dă să se prescrie odată. Ăștia sunt, tată. Bun? Nu ne mai mirăm. Și atunci zicem tot timpul, bă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, bă. Sunt tot felul de aiureli, bun? Uite, acum se întâmplă totuși un lucru bun. A început scandalul în AUR, în Partidul Extremist AUR. Și o să spuneți, vezi, că te dă George Simion în judecată, Doamne miluiește, Popa Plin de Pește, dă-mă George Simion în judecată, că voi demonstra că toți proștii care spun că Holocaustul este o temă minoră a istoriei, da? Toți ăștia sunt extremiști. Dacă n-ai fi un partid de extremist, ai fi în următoarea situație. I-ai da afară pe toți liderii și membrii de partid care au declarații antisemite, pro-legionare sau de negare a Holocaustului. Atâta vreme cât ăla care spunea despre Holocaust, că este o temă minoră a istoriei, este lider în partidul AUR, da? Ei bine, sunt îndituit să spun, da, AUR este un partid extremist. Asta ca să rezolvăm probleme, da? De-a început hrijoneala așa acolo și era normal. Claudiu Târziu îl face praf. Dar praf și pulbere îl face pe Simion. Simion sărac acum, bă, nu se mai poate da jos ca în tribună să se apuce pe ăla, să-i dea doi pumni, să-l ia de gât, să-i dea un cap în gură, un șut între picioare. Bă, nu mai poate. Candidează la prezidențiale. Îți dai seama că o veni el din Focșani. Da, și-a văzut București, și-a văzut blocuri de 10 etaje. Tu ai, Doamne. Da, am trebuit să fie domn. Nu prea știe să poarte costumul, se vede clar că e obișnuit cu tribuna, a dat câteodată niște pumni. Am văzut că o scăpat. Da, băi, l-am luat de gât pe ministrul ăla, acolo, ăla, pe Popescu. L-am luat de gât, n-am pățit nimic. M-am usuit cu fundul pe crucile din Valea Uzului. N-am pățit nimic. Mamă, ce tare-s. Da? Doar că acum candidează la prezidențiale și vrea băiatul să se domnească puțin, să aibă o meclă de așa, bovin liric, masturbatoriu, contemplatorie, cum ar zice Byron, marele poet Byron, da? Și trebuie să fie decent. Numai că atunci când faci un partid extremist și spui antisistem, o grămadă de ăștia nemulțumiți vor veni lângă tine. Și ăștia nu s-o obișnuiți cu domneala. Da? Ăștia vor, tată, dă-i în gură, bagă-i acum, dă-i un cot în gură, dă-i un șut în spate, dă-i, bagă-i, rupe-l. Ori George Simion, săracu, vrea să se facă frecventabil. Că el speră că, băi, într-o zi va veni Ciolacu plângând, da? De ce a spus burtiera aia? Puneți-mi burtiera cu scandal în AUR, că eu despre asta vorbesc, da? Bravo, băieți! Ok? Și atunci, ce să vezi? Publicul e dezamăgit. Vine Claudiu, ăsta, târziu, tardivul, și zice, băi, tată, stai să-ți explic o treabă.
Suntem jale, 15%, păi potențialul nostru de antisistem. Asta se întâmplă cu partidele extremiste. Ei au impresia că dacă răcoresc popoarele, popoarele are ogoarele. Nu are ogoarele, tată. Da? Când răcorești poporul, poporul cere sânge. Bun, băi, dai un pic de sânge, îl iei pe ăla de gât, îl mai înjur pe ăla de mamă, de la USR, cum era Tănasă, care făcea crize de isterie, da? Probabil eu să știa, bă, ia distonul calm acum că intrăm în campanie electorală. Ok? Îi spunea la ăla de la UDMR, pleacă, face, zregeți, du-te în Ungaria. Ok? Și acum trebuie să domnească ori băieții ăștia care vor radicalizare, radicali liberi din aur, sunt nemulțumiți. Unde-i sângele promis, băieți? Păi n-ați zis voi că mergem și le dăm un cap în gură? Ce acum? Ce vrei? Bă, băieți, vreau să fiu freventabil, bă, că o să vină Ciolacu plângând la mine. Hai, băi, Simioane, să guvernăm împreună. Ciolacu sigur că zice nu, că nu-i nebun acum să-l ia toată lumea în balon. Da? Să fie pe modelul Iliescu cu patru-platerul roșu. Amintiți-vă. Iliescu, 92, guverna cu PSM-ul lui Ilie Verdeț, fost ministru comunist. Bine, și Iliescu tot ministru comunist a fost, Șandrama. Ok? Cu PUNR-ul, cu PRM-ul lui Vadim și PDSR-ul lui. Nu mai poate face Ciolacu, pentru că Ciolacu tot zice, domnule, s-a schimbat. Nu mai este PSD-ul de pe vreme. Bă, dar încet, încet, bag seama că este PCR-ul de pe vremuri. 1921, 8 mai, m-am tot uitat. Bă, vă știți cine a fost primul șef al Partidului Comunist din România? Un tip plăpumar. Zim care e diferența între plăpumar și covrigar. Adică rădăcinile sunt aceleași. Bun, bun. După aia m-aș duce la chestiuni de sănătate mentală. Și-aș cita-o pe doamna Alina Mungiu Pipidi. Și spune așa. Când un candidat spune că pe Mihai Eminescu l-au omorât evreii, te întreb dacă și criteriul sănătății mentale e respectat. Și ghișcine a avut această frază minunată, scăpată de sub medicație intelectuală, cel puțin, ca să nu mă amendeze careva, așa, ghișcine. Vă arăt aici, tată, șoșoaca de serviciu a patriei. Ia dă-o aici să o vadă toată lumea cât e de deșteaptă. Dar cred că multe lucruri au fost falsificate și am impresia că domnul Gheorghe Funa are dreptate. Iisus s-a născut în România și poporul ales e poporul român, nu evreu. Îmi pare rău să o spun, dar cred că... Da, înțelegeți? Asta este faza următoare a bolii intelectuale de care suferă. Pentru că boala intelectuală nu intră nici la jigniri, la nimic. Este o boală să te apuci de spus că pe Eminescu l-au omorât evrei. Este o boală să spui că, bă, Iisus Hristos s-a născut în România. Nu discutăm despre România, că nu exista și de asta. Dar ca să vezi, știi că există oamenii care au nevoie de prostii ca să le creadă. Da? Gheorghe Funar are ideile lui, domne, daci, limba română care se trage din limba latină din limba dacă, și madama asta era cum așa, da? Iisus Hristos care s-a născut în România, daci care zburau pe niște rachete de aur, adică nebunie. Și sunt oameni care au nevoie de prostiile astea. Și noi avem nevoie câteodată de prostie. Eu câteodată sunt foarte prost. Ador să fiu câteodată foarte prost. Vă spun de ce. Pentru că să fii inteligent tot timpul este foarte obositor. Și atunci, ca orice om normal, trebuie să ai o anumită sinusoidă. Bine, să nu ai chestii căderi de alea nervoase. Ca... Înțelegeți că asta e o cădere nervoasă. Să spui că Iisus Hristos a născut în România, bă, înseamnă că patinezi pe creier, tată. Doamne ferește să-ți dispară calota craniană, că vin muștele să dau ca pe patinoar, că nu mai sunt circumvoluțiuni, nu mai sunt delușoare, nu mai sunt pârâiașe, nimic. Neted, neted. Dai seama, un singur neuron. Și ăla-i singur acolo, stă să așteaptă o neuronă. Și când prinde o neuronă, o pupă pe gură cu limbă să facă sinapsa. Și nu vine neurona. Și neuronul ăla stă săracu, stă acolo, se uită, Godot. Așteptându-l pe Godot, în atâta Godot. Înțelegi? Și stă săracul acolo, și săracul stă, și plânge, și ăștia sunt. Și noi vorbim despre cine? Despre o antisemită, da? Notorie. A, că n-ai fost condamnată pentru antisemitism. Ok. Ăla a fost un derapaj de la democrație. Derapajul de la democrație nu este că nu mai poți tu candida, madame șoșoacă. Da? Derapajul de la democrație este că încă ești în libertate.
Și ca să nu creadă lumea că vorbesc aiurea, numai că am venit de peste mulți, vă dau legea 157 pe 2018, articolul 3. La articolul 3 scrie așa, că toate chestiile astea antisemite și situația asta, amintiți-vă, spumegăraiele și trăiască legiunea și capitanul Antonescu, erou, mișcare legionară, erou, eroină, etc., etc., pușcărie de la 3 luni la 3 ani. Nu amendă penală, amendă administrativă, nu, pușcărie. Deci madama asta va trebui să intre în pușcărie, pentru că ne-am săturat de tot felul de guzgan de ăștia, de râme de astea ideologice, care se bagă în politică. Și nu este o jignire, băieți. A vorbi despre astfel de personaje cu dispreț și a le da de pereți este o chestiune de igienă personală. Este la fel ca atunci când te speli pe dinți. Să nu uiți să te speli pe dinți. E ca atunci când ne învățau la grădiniță, știi? Era grupa mijlocie și mă tot mâțâiam că mă lasă mama la grădiniță, mă lasă acolo cu doamna aia care se uita așa la mine, da? Era mai pișelcos. Și am învățat, băi, când mergea la culcare să-ți pui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce-am făcut eu oare azi. Asta trebuie să facă, bă, boborul, înainte de a merge la vot. Că o să vină ăștia o grămadă și o să urle, da? Și o să fie ăia care tântălăi, tântălăi, mai țineți minte, este Vax Populi. Vax Populi, un tip minunat care merge prin sate și găsește tot felul de români de ăștia. Așa? Dom'le, cum se numește planeta pe care trăim? Nu știu, vere, că nu-s din satul ăsta. Deci pentru ăștia, Șoșoacă este un idol. Ăștia o să spună mereu, uite ce a pățit Eminescu. N-au citit o carte. Ce carte, bă? Nu știu nimic despre Eminescu. Nimic. Dar le-a spus cineva că pe Eminescu l-au omorât evrei. Ăsta e antisemitismul ăla casnic. Antisemitismul de bancuri sau de nu știu cum să le zic, găozărisme, ca să nu intru în detalii porno, da, ideologice. Se bagă acolo în vizuinele lor și de acolo emit tot felul de păreri. Bine, la Funari cumva de așteptat, că Funar de mult are tot felul de derapaje de astea apropo de istorie, îi ok, de asta măcar nu candidează la prezidențiale. Dar madama asta vine și sub imperiul furiei personale începe să debiteze. Și dacă ați văzut că nu se mai poate opri. Înțelegeți? Vine și urlă și ăla, săracul Lazarul, își pune mâinile în cap, o să încerc să găsesc, dacă o-i găsi, știi? Secvența, ăla săracul a fost terminat psihic în live-ul ăla de 6 ore, în care asta nu se mai oprea. Pur și simplu nu se mai oprea Șoșoacă. Înțelegi? Înjura, dă-i să meargă. Ia uite, stai să-l văd. Asta este. De asemenea, Fii atent că îl dau și îl dăm încă o dată, că e păcat să nu-l dăm, pe ecran. Ca să vedeți cum se declanșează furia, ca o criză, de acum se declanșează isteria, da? Când este vorba de evrei. Ăsta este antisemitismul. Da? Și de ce vorbim astăzi? O să vorbim în partea a doua după publicitate, nu știu cât mai este, dar o să vorbim despre ziua asta a comemorării victimelor Holocaustului. Pentru că trebuie dat în gură. Bă, la antisemit trebuie dat în gură, da? Trebuie să înțeleagă toată lumea că antisemit înseamnă cretin, înseamnă dobitoc, înseamnă un tip care nu are nicio fibră umană. Și o să explicăm ideea de ce, dar o lăsăm pe madama asta. Ia uite. Slabul atașament față de valorile constituționale ar fi fost demonstrat și de declarațiile cu tentă rasistă și antisemită făcute ce de Diana Șoșoacă. Ce v-a spus evrei? Bravo! Primiți în țară să faceți-le sinagogi! Dacă mă n-am omorât pe Eminescu... Ți-am spus să nu mai vorbești de evrei ăștia! Ți-am spus să nu mai vorbești de ei! Dar de ce să nu vorbe? Acum voi vorbi și mai rău! Până când mă vor băga în pușcărie! Uite așa! Pentru că ei l-au omorât pe Mihai Eminescu, da, îi acuz de omorâre a lui Iisus. Ei sunt ucigașii lui Iisus și a lui Eminescu. Ei știu lucrul ăsta. Hai. Madam, tratamentul! Hai cu tratamentul! Mă, băieți, asta ați vrut să fie candidat prezidențiale? Păi CCR-ul a rezolvat o problemă fundamentală, tată. CCR-ul în sfârșit și-a făcut treaba. Sigur, atenție, trebuie să spunem, putea să fie o motivare mult mai
mai pe obiect. Da? Însă soluția este corectă. Pentru că vorbim despre accesul la patronarea Constituției. Ăsta este președintele. Da? Patronează Constituția. Patronează tot ce înseamnă politică externă. Tot ce înseamnă aspirația ale poporului, că cel mai votat. Da? Când te duci la prezidențiale, te duci, tată, cu milioane de voturi. Nu e ca la primărie. Ok? De asta CCR-ul a venit și a făcut dreptate. Pentru că pur și simplu este inacceptabil în secolul 21 să mai existe astfel de aiureli. Bă, știi cum e chestia asta cu antisemitismul? E mai mult decât antiromânism, antimaghiarism, antiamericanism, anticongolism și anti-de-astea. Pentru că pentru prima dată în istorie, când un idiot, un lider, Hitler, da? Umăr la umăr cu Stalin, că și aia la fel de păcătoși, da? Pentru prima dată în istorie a venit un individ și a zis, băi, vreau să dispară poporul ăla, cultura aia, totul să dispară. Dar de ce? Că se vrei. Războaie au fost. Da, și-au dat în cap tată timp de milenii fiecare cu fiecare. Dar niciodată nu s-a pus problema să razi o cultură. Da, romanii au cucerit pe greci. Au fost schimburi culturale, interculturalitate, etc., etc., după războaiele la toate tâmpenile care s-au întâmplat, astăzi beneficiem de schimburile culturale. Aici a fost, cu Israelul a fost altceva, Holocaustul a fost altceva. E ca și cum ai fi mers, da? Ai fi adunat toată suflarea Israelului, toată evreimea din lume și ai fi spus așa, toate cărțile aici, la ars. Ce mai aveți? Sinagogi, monumente, etc., radețile, una cu pământul. Ce mai sunt? Păi mai sunt, uite, atâtea milioane, ok, omorâți-i pe toți. Păi ce mai sunt? Dom'le, mai sunt scrieri vechi, radele toate, să nu mai existe în memoria istoriei. De asta Holocaustul trebuie cumva predat. Începând din, nu știu, din clasa 6-a, 7-a, când încep să înțelegi. Ca să înțelegi un lucru, că există dreptul la diferență. Că diferența, da, nu înseamnă o dizabilitate. Faptul că ăla are altă culoare, altă, nu știu, etnie, vorbește altă limbă, altă religie, nu-i treaba ta. Da? Și am văzut asta la prietenii mei, da, v-am tot povestit de prietenul meu, palestinian din Paris, care este extrem de deranjat de Free Free Palestine. Și o să vorbim imediat și după publicitate despre el. Free Free Palestine, care el zice în felul următor, băi, în loc să mă lase în pace, m-am integrat. Eu am venit de acolo, da, palestinian, așa cum am venit, am făcut o facultate, mi-am dat doctoratul, salvez în fiecare zi oameni, că sunt medic, da, și nu mai pot să mă duc cu metrou. Pentru că de când cu nebunia asta, cu Hamas-ul, cu Free Free Palestine, lumea se uită în metrou la mine ciudat. Eu n-am mai circulat cu mașina de 5 ani decât în weekend. Acum mă duc cu mașina la serviciu. Mă văd de altă culoare, deși port aceleași haine că ei, și fac un pas în spate. Și atunci e jenant. Copiile mele, da, care merg la școală, una de 12 și una de 14 ani, m-au întrebat și ele, tata, s-a întâmplat ceva cu noi? Am îmbătrânit, suntem... Că așa, colegii parcă sunt mai rezervați. Astea sunt traumele pe care tântălăi ăștia cu Free Free Palestine, tântălăi ăștia antisemiți, cretini antisemiți ai lumii, dar le fac propriilor comunități. Pentru că dacă îți vine un lider politic antisemit, o grămadă de tântălăi se vor lua după ei. Și ce vor face? În primul rând, propriilor comunități le vor face rău. Și nici dracu după aia nu-i mai ia seamă. Și baiul, știi care-i? Baiul că ăștia sunt mai vocali. Și țările din jur o să te considere pe tine, trăitor într-o țară de asta condusă sau cu lideri antisemiți, o să te considere așa cu ceva în rezerve. Măi, băiat bun, dar la distanță. Exact cum erau românii în 90. Da? Nu ăia care au plecat la studii, ăia care chiar au făcut carieră și sunt majoritatea au făcut carieră și sunt bine priviți în Occident. Ăia care au apărut pe prima pagina ziarilor erau ăia cu bancomatele. Da? Când am mers prima dată la Paris, da? Eram cu buzunarele cu sute. Și acum sunt cu buzunarele cu sute la sacou. Că mi-au zis așa câțiva, băi, atenție, străin. Eram la Bruxelles, ultima dată la Căruță, etc., etc., la Parlament. Și așa cu prietenie și cu un pic de jenă, la un par de vin, te duci la Paris, da. Știi, dacă te duci la Paris, să nu fie vreo răutate de aia să-ți bage care vrea vreo gumă de mestecat în sacou. Nu ți le coși. Că știi și noi, uite, eu sunt spaniol și eu am pățit o chestie asta și mi le-am cusut, tată. De ce? Dacă erai francez, domnule, mi-a făcut o chestie, a băgat o gumă de mestecat. Da, nicio problemă. Sigur, ce păcat, regretăm că s-a întâmplat ceva în magazinul nostru. Și erai liniștit.
A, știți, mi-a făcut, băi, ești român, bă, nu mă lua cu de-astea, bă, că, băi, era bancul ăla celebru, cum face o omletă românească, în Occident, furi două ouă. Așa că trebuie să înțelegem că să fii antisemic, xenofob sau orice anti, pe bază de etnie, religie, așa mai departe, este o porcărie. Și dacă n-am învățat lecția asta, și noi, și polonezii, și bulgarii, și albanezii, și cam toți, înseamnă că n-am învățat nimic. Publicitate și mergem înapoi. Așa, partea a doua, băie. Bă, partea a doua, nu știu cum se face, de ar vorbim despre cretini, despre antisemitism, dar de data asta nu la noi. Pentru că, știi care e baiul? Cumva lumea s-a obișnuit că nu-i mare lucru să fii antisemit, să fii xenofob. Exact cum ne obișnuim noi, ăștia alegătorii din toată lumea, atenție, băi, dacă e politician normal că fură. Și nu o să dau exemplu din România. Îți dau exemplu din Turcia, bă, Erdoğan. Da? L-au prins americanii că a rezolvat o șmecherie pentru fiul său, da? Și fiul său a beneficiat de 8 milioane de dolari. Șpăguțe, chestii, parandărături. Și a venit Erdoğan și a zis, bă, dar e fiul meu. Nici măcar nu s-a pus problema să, băi, e fraudă, nu e fraudă. Băi, băiatul, e fiul meu. Deci are cumva dreptul. Dreptul că dacă din spermatozoidul venit din mine, adică e dreptul spermatozoidului cu ștaif. Asta este Turcia. Sunt și eu altele. Stați liniștiți, da? Trebuie să explicăm de ce sunt cretini antisemiții, xenofobii și toți ăștia. Sigur, o să spună unii, domnule, dar de ce vorbești urât? Bă, băieți, eu m-am săturat să intru în cocină îmbrăcat în smoking. Ăstora nu le prinde bine analiza, că nici nu o citesc. Văd acolo, îți dai seama, de la al doilea neologism, îi doare capul. Da? Îi doare capul. Merg la farmacie, nu se mai dau compensate. Începe o chestie de asta, un sevraj. Ce dracu cum spune ăsta cu finalitate, fortuit, cuvinte de asta foarte îngrozitor. Da? Și atunci nu trebuie să mergi cu mari analize, docte. Trebuie să le dai în gură. Adică lupți spate în spate, tată. Pentru că n-ai cum altfel. Și vă arăt că și Occidentul începe să trezească. În sfârșit. Da? Și vă arăt imamul din Bologna, okay? Un pakistanez, care a ajuns în sfârșit în Italia. Bă, și în Italia se trăia bine. Da? A venit, da? Și a fost expulzat în sfârșit pentru că a cerut sprijin pentru Hamas. Da? Și asta este o mare păcat a lumii libere, pentru că nu-și dă seama că trebuie să radă pe toți ăia să expulzeze care cer sprijin pentru terorism. În decretul de expulzare pentru imamul pakistanez Zuki Kambaji Kumbumbu, da? Ministrul Matteo Piantedosi subliniază că din toamna anului 2023, adică din octombrie, băieți, că atunci i s-a dus libido în sus, ăsta, dobitocul ăsta de pakistanez, iman, da? A intrat în atenția autorităților pentru fanatismul său ideologic în creștere și pentru înclinația spre poziții radicale, caracterizate printr-un puternic resentiment antioccidental și antisemit și de o retorică homofobă și antifeministă. Într-una din predicile sale, imamul i-a îndemnat pe credincioșii musulmani să lupte împotriva pretenției statului italian de a impune plata taxelor, adică să plătești taxe și impozite, pe motiv că taxele alea trebuie să rămână în comunitatea musulmană. Băieți, nu acum v-ați trezit? Păi în secunda a doi, tată, îi trimiteam carabinierii, le ziceam, băi, cumva să vă uitați după păsărele, că trebuie să vedem dacă are toți molarii și dacă are și caninii. Când faci chestia asta, ai nevoie de un an? În secunda a doi trebuia expulzat, cu un șut în fund. Legat cu scoci și dus până în Pakistan înapoi. Pentru că el face rău, în primul rând, celor care au venit la muncă în Italia. Și vă dau un hint. Vă dau un truc. O chestie faină. Mergeți la turnul din Pisa. Un orășel frumos, e o chestie foarte faină. Puteți cumpăra acolo. Uite, casa în care s-a născut taxul lui Galileo Galilei e undeva la 180.000 de euro. Atâta cer pe ea. E o chestie de două etaje. Chiar în centrul Pisei, mai încă vreo 200 sau 300 de metri până la turnul ăla înclinat. Da? Dar nu asta vreau să zic. Dar am zis. Bă, te duci în Pisa, te duci, faci poza aia în care trebuie să te sprijini așa ca să creadă lumea că tu sprijini. Tu nu să nu cadă. Ok. Toți copiii au făcut asta, așa-i mei. Și o să vezi că toți ospătarii de acolo, de o politețe incredibilă pentru noi europenii, ce spică atât de bine
Când vine ospătarul la tine și e politicos și după ce ai mâncat te întreabă dacă a fost bine și da, cu ce te poate servi și patronul ar vrea să-ți dea ceva din partea casei, un limoncello, ceva, foarte politicos. Da? Toți sunt din Bangladesh sau din Pakistan. Un dobitoc ca ăsta, care a fost expulzat, face rău în primul rând acelei comunități. Că pe italian, până la urmă, zice treanu, a chef, a checață, va fanculă. Da? Îl trage două înjurături, eventual o să facă câțiva extremiști o chestie, așa cu motocicletele în fața sediului, se învârpe acolo de nebun, vine carabinierul, îi hâșie și gata. Dar comunitatea aia de acolo, din Bangladesh, din Pakistan, din Afganistan, aia făcută din oameni, construită, de fapt, din oameni care vor să trăiască normal într-un Occident pe care l-au visat toată viața. Și poate ai lor strămoși sau ai lor părinți au visat și n-au ajuns, ăia se vor simți cel mai rău. Știi? Și a fost o chestie foarte tare în Italia. Am mers cu copiii Pisa, Sanremo, am tras o tură de aia de dă-i să meargă. Două săptămâni cu mașina să vedem tot ce am vrut noi. Da, sate și de-astea. Și la un moment dat era, cred că era după Bataclan sau după Charlie Hebdo. Și a fost rumoarea extraordinară. Noi veneam dinspre Nisa. După masacrul de la Nisa. Veneam de acolo. Evident, granițele nu mai erau deschise între Italia și Franța. Au Mouton în Franța și Montone, un oraș practic despărțit în două de o graniță. Mă rog, de o benzinărie, că acolo e granița. Unde este o româncă din București. Ea e șefa benzinăriei. Ok, și erau ăștia cu armele automate. Adică nu mai discutăm despre hai Schengen. Nu, stai că stăm aici. Ok? Fiecare deschide portbagajul, te caută la dinți, ce faci tu, de acu ești, ce face măta, ce mai face tactul, dacă ți-ai băut cafeaua de dimineața, cum stai cu tranzitul intestinal, tot. Și îți dai seama că primul impuls a fost în toată lumea civilizată de rezervă vis-a-vis de musulmani. Că dobitocul ăla care a ucis 86 de persoane, noi trebuia să ajungem acolo, dar din fericire și mare fericire, pentru prima dată când am zis ce bine îmi pare că este ambuteiaj, ce bine îmi pare că e aglomerația pe șosea, că trebuia să ajungem de la Saint-Tropez la Saint-Raphael și de acolo să mergem exact unde a avut loc masacru. Să ne plimbăm că era 14 iulie. Și primul impuls ăsta a fost cumva să te ferești de, bă, îl vezi de altă culoare, știi că vine din Orient, musulmanul, că te ferești. Dar a doua zi a fost un lucru extraordinar. Oamenii din sate, în sate s-au văzut chestia asta și în orașele mici, dar poate că nu a intrat italianul ăla niciodată să cumpere vreun condiment din magazinul ăla mic de 7 metri pătrați pe care l-avea musulman acolo ca să le vândă condimente altor musulmani. Și am văzut o chestie, am mai văzut-o la Bruxelles chestia asta, intrau ca să vadă acel om că nimeni nu are o rezervă vis-a-vis de religia lui și culoarea lui. Asta mi-a plăcut la nebunie. Am intrat și eu, s-a cumpărat, deci abar n-am ce-o cumpărat, că erau tot felul de culori acolo, punguțe și așa mai departe. Am zis, așa, ca în alfabetul, dar m-am dat alfabetizat. Ok? De ce? Tocmai ca să, pe de-o parte, să arate chestia asta omului, că nu ești tu vinovat, că în comunitatea ta aia mare, este un dobitoc, cum și în comunitatea noastră asta majoritară, mare, sunt o grămadă de dobitoci. Și am mai văzut o chestie. Un tip care nu mai știa ce cadouri să dea italianului din sat sau din orașul ăla mic, că a venit în magazinul lui. Că și-a dat seama și ăla, domnule, ăștia vin de ce? Nu călca niciodată aici. I-am văzut pe stradă, că e orașul mic. Niciodată nu au întrebat, ai adus marfă, sau niciodată nu m-am așteptat să intre în magazin. Au venit ca o formulă de solidaritate. Băiete, tu nu ești vinovat. Și el, la rândul lui, făcea mici cadouri de tot felul de, nu știu, țâmbură ideea de un pic de șofran, un pic de, nu mai știu ce avea ăla pe acolo prin condimente, da? Ca să le mulțumească pentru gest. Asta e normalitatea. Nu tăntălăi ăștia, cretinii ăștia, antisemiți, radicali, xenofobi, islamiști, ăștia trebuie dați afară. Două șturi în gură și le-ai dat afară. Da. L-ai împachetat și ai spus, uite de unde au venit strămoșii tăi. Acolo te duci, mor de foame, în măta. Dacă n-ai fost în stare să vii, să muncești corect, și mai mult decât atât, vii să-mi spui că nu mai trebuie să plătești taxe, că ăla e prost, că sprijin terorismul, tu vii în Occident și ești antioccidental. Păi bă, ți-am pus
pastă de dinți în gură, ți-a mai pus un scoș pe gură și o șut în fund. Ce te-am rezolvat? Da? Pentru că, repet, primul rău îl fac ăștia comunităților lor. Și cei din comunitatea lor nu îndrăznesc să-i dea peste gură. Vă spun de ce, pentru că radicalii au întotdeauna o grupare de asta mai violentă pe lângă ei. Și s-ar putea să vezi cum ți se sparge magazinul, caz concret în Franța și în Anglia. S-ar putea să vezi că ți ia foc mașina, caz concret în Köln. Adică sunt o mulțime de astea. Eu le-am văzut. Bun, bun. După aia, sigur că da, cuibul de pro-palestinieni din Germania. Din fericire a venit poliția și a zis halt. Pașol Naturbin ca mama mostrâncă. Da? Pur și simplu le-au desființat tabărea de manifestanți pro-palestinieni, unde trebuia să vină Greta care tuturutuie planeta. Că nu pot să zic verbul, că este amendabil, este porno. Ok? Bun. A venit Greta să le spună ce? Copila asta săraca, ok, nici nu pot vorbi despre ea pentru că eu nu pot vorbi despre oameni bolnavi. Dar zic numai atâta, bă, nu-ți dai seama că ești folosită. Bun. Acum, de 7 octombrie, da? Ei nu comemorează masacru, ei celebrează masacru. Toți prostalăi ăștia care merg după fenta antisemiților, ei nu-și dau seama că ar trebui să fie o discuție onestă despre ce însemna 7 octombrie. Sigur, trebuie vorbit și despre după 7 octombrie, dar va trebui vorbit după 7 octombrie, da, și trebuie spus de la început, moartea unui copil este egală cu moartea unui copil. Apoi că ești din Gaza, că ești din Israel, din România, din Congo, din de unde vrei tu, dar este egal. Copilul este, ar trebui să fie sfânt pentru toată lumea, viața lui. Bun? Dar nu se vorbește niciodată despre părinții inconștienți stâmpiți, da? Care din convingere sau din sau obligați de Hamas, cum sunt obligați de Hezbollah, și-au făcut scut uman din proprii copii. Da? Bă, băiete, când se dovedește că familii din Gaza au ținut în casele lor ostateci ai Hamasului, tu nu mai poți să vii să-mi spui, domnule, știți, aici sunt copii, nu. Ți-ai pus copilul în jurul tău, exact cum îți spuneai înainte, sună urât, da? Banda aia de dinamită. Ei sunt vinovați pentru moartea copiilor din Gaza și așa mai departe. Așa cum acum ai văzut la Hezbollah. Israel a zis foarte clar, bă, băieți, avem o problemă. În casele unor civili, multor civili din sudul Libanului, există rachete și lansatoare de rachete. Dacă aveți în casă arme ale Hezbollah, plecați spre nord. Convoaie între ei s-au dus spre nord, niciun convoi n-a fost atacat. În schimb, ăia care au rămas în case, da, sperând că lasă-mă că vine Hezbollah să vezi ce le face, au fost pulberați. Pentru că război este război. În război nu te-a pus să zici una victimă militară, unul pe doi sau trei pe patru victime civile. Nu. Acolo războiul oricum e o porcărie, ca să ne înțelegem. Nu fac apologia războiului. Niciodată nu o să mă vedeți. Însă, există niște lucruri despre care se tace. Și uite, îmi spune din Viena, ce mă cutremure este indiferența creștinilor față de ce s-a întâmplat pe 7 octombrie în Israel. Cel puțin în centrul Europei, lumea bună tace. Pur și simplu nu interesează. Această indiferență, consider eu, e tot o formă de antisemitism voalat. Asta este. Bun? Și îmi spune cineva, vine, mă aduce cumva în actualitatea internă, Sebastian Florin îmi spune, da, spuneți că Șoșoacă ar putea fi acuzată că vorbește în public despre legionari și Antonescu, dar cum ne explicați că Șerban Suru, șeful Mișcării Legionare din România, are un canal de YouTube numit Mișcarea Legionară care nu este interzis. El afirmă că nu poate să-l interzică pentru că este legal și a câștigat procese în acest sens. Dacă asta este adevărat, înseamnă că suntem nebuni. Da? Aici aveți pagina de YouTube, Mișcarea Legionară, da? E o chestie de glorificare. Vine unul și vorbește, da, întrebări și răspunsuri și tot felul de chestii de genul ăsta și atunci eu întreb, stați un pic, și YouTube-ul și Facebook-ul, ca să știți, da? Este sub regulile CNA-ului, ok? Eu pentru material de pe YouTube am fost chemat la CNA. Bă, și a fost ok. Am mers, am explicat, un dobitoc care, culmea, îmi zicea mie că s-a antisemit, de ce îmi povestea un domn maghiar cum tatăl lui a salvat niște evrei la Teatru Maghiar din Cluj. Și ăsta nu știu ce-o fi înțeles, culmea, mare aurist, mare legionar, făcut o chestie la CNA, o reclamație, CNA-ul conform legii trebuie să te întrebe, ok, mi-am așteptat rândul, frumos, pe Zoom, bună ziua, bună ziua, trebuie să dovediți ce se întâmplă acolo și am zis ok. Și mi se pare foarte ok să fie și spațiu online sub regulile
care sunt în televiziune și o să vă spun de ce. Pentru că avem o problemă, băieți. Avem o problemă cât casa, da? Spațiul online deja s-a împărțit în două. Exact ca internetul și darknetul. Da? 10% din când vedem noi pe internet, asta înseamnă net. Dar mai există un darknet, da? Un dark web. O parte întunecată a internetului. Acolo unde se trafichează organe, se trafichează copii, se trafichează femei, se trafichează arme, droguri, etc., etc. Și foarte greu de intrat acolo. Dar cine trebuie intră? Vorbim acum de servicii de informații politice, așa mai departe. Bun? Ori aici, pe spațiul ăsta pe care putem vedea toți, vedem o grămadă de xenofobii. Vedem o grămadă de tip care celebrează o mișcare legionară care a fost o împuțenie istorică. Da? Zelea Codreanu, aia despre care Șoșoacă urlă, Șoșoacă doar urlă, da? Că e un erou, ăla a fost un criminal. Dar atenție, justiția tot nu și-a făcut treaba atunci. Deci ce-a făcut? Zelea Codreanu a mers, a scos pistolul și a împușcat pe scările prefecturii un om. Și justiția l-a achitat, deși toată lumea l-a văzut, puf! Dom'le, ideile mele despre națiune m-au făcut să-l împușc. Și justiția, da, trebuie achitat. Ok? Adică vorbim despre ce? Mai vorbim de Șoșoacă, ca să ne întoarcem iară la prostiile ei, că vezi prostii, da? Dom'le, ăștia care l-au omorât pe Zelea Codreanu. Nu, mă, pe Zelea Codreanu l-au omorât Antonescu și Carol al doilea, da? Care nu erau evrei. Dar antisemitismul ăsta spumant, furios, cu medicamentele pierdute, da? Prin tot felul de noptiere, ăsta trebuie să ne pună pe gânduri, tată. Da? Și ăștia nu sunt chemați la CNA. Probabil CNA-ul nici n-are de unde să știe, pentru că n-ai cum să știi tot ce înseamnă internet în România, YouTube în România sau așa mai departe. Nu. Dar băieți, faceți, bă, reclamații. Reclamați pe fiecare. Dacă vezi o xenofobie sau asta, că e ok. E preferabil să fie reclamantul în fața CNA-ului, măcar aude toate regulile. Și eu le-am auzit. Da? Și am zis, bă, stai un pic, că trebuie să fiu mai atent, că uite, sunt unii care ori înțeleg greșit, ori nu mă exprim eu bine, ori pur și simplu ea vor să înțeleagă așa greșit. Înțelegi? Și atunci cel mai bine e să îi pui cu botul pe labe. Nu vreți să știți să apropie referendumul ăsta din Moldova. Băieți, sute de mesaje, da? Eu la două zile am primit 300 de mesaje de la troli din Republica Moldova, care scriau așa cum scriau, că mai Sandu, că ne duce în Europa și Europa o să ne facă praf, că unde e credința noastră ortodoxă, că Europa disprețuiește credința, că nu ne lasă să ne rugăm la Dumnezeu și chestii de genul ăsta. Păi știi unde le-am mai văzut asta? Le-am văzut la Madame Șoșoacă. Culmea, așa se întâmplă. Care la un moment dat scrie foarte, foarte supărată cum că iauzi, acțiunea este concertată și se îndreaptă spre exterminarea mea și a familiei, zicea. Că am ieșit de la plenul Parlamentului European la 23:20, am primit decizia la apelul meu împotriva sancțiunii Metsole. Știți că a fost suspendată din Parlamentul European și vă spun că urmează, da, ridicarea mandatului, anularea mandatului de europarlamentar. O să vedeți, nu acum, pentru că asta se judecă, acum l-a luat 7 zile de suspendare pentru ce a făcut în iulie. S-ar putea să meargă cu celeritate toată chestia asta și până iarnă, madama să nu mai fie nici europarlamentar, dar depinde de birocrație. Și zice, domnule, în aceeași zi m-au judecat fără citare și în Parlamentul European, mi-au dat 7 zile fără indemnizație. Dar tu, acum îți place Europa, că-s bănuț. Tu, Șoșoacă, tu. Păi nu erai, tu spuneai că ne face colonie, că Roexit, că nu mai vrem NATO, nu mai vrem Uniunea Europeană. A, dacă e vorba de bani, bă, și 7 zile se simt. 7 zile, vă spun eu când înseamnă. 7 zile înseamnă un sfert de lună din 8.000 de euro. Oulio, ți-a tăiat 2.000 de euro, mâncați așa. Ia, ce mai ai niște probleme cu banii, așa zic unii că ești mecherit de pe nu știu unde, da? Bun. Și zice, tot astăzi a rămas fără telefon și... Fii atent aici. De fapt, zicea, de ce a fost pedepsită? Oare de ce a fost pedepsită? Și acum mirați-vă. Ea zice că a fost pedepsită
iar eu sunt condamnată pentru că a ridicat icoana în Parlamentul European, pentru că a luptat să redau dreptul credincioșilor la pelerinaj, pentru că cred în Dumnezeu. Deci, bă, vă dați seama ce idioțenii sunt astea? Să vii să spui că tu ești pedepsită, că ți-o tăiat ăștia indemnizația, că tu crezi în Dumnezeu. Asta creează rumori. Și gândiți-vă că sunt o grămadă de oameni care sunt de bună credință. Acum eu cam râd un pic de aia care merg în coate și genunchi la tot felul de moște, da, să pupe femururi sau de asta, dar mă, până la urmă e credința lor și așa cum nu se iau de credința mea, nu mă iau de credința lor. Sau mă rog, ei de necredința mea. Ok? Însă, la oamenii ăștia care au o timiditate culturală incredibilă, care n-au stabil opoz cultural și pentru ei refugiu este într-o anumită spiritualitate pe care o consideră spiritualitate, etc., vine și o șoacă să spună: domnule, am fost în Parlamentul European și ăia m-au suspendat pentru că eu cred în Dumnezeu. Și am dus icoana acolo. Și am vrut ca să dau cu tămâie. Păi dai seama că ăștia zic: bă, tu ai idee capul meu, dar ce Parlamentul lui Dumnezeu? Uite, bă, uite, vezi Europa că ne lasă fără biserici. Sunt toate porcăriile venite dinspre Kremlin. Așa face și prostalăul ăla de popă din Bucovina aia ucraineană, Jar sau cum dracu-l cheamă, okay, care vine să spună: domne, vine Europa, vin masonii, ne au credința, noi pravoslavnici. Băiatule, încă n-ai luat niciun șut. Așa, în ficații tăi din bibliotecă, în mod evident, nu facem apel la violență. Doamne, ferește, miluiește, popa plin de pește. Tată, legați-l și l-ați băgat la pușcărie. Pentru că în momentul în care există un sevraj de ăsta geopolitic, tu nu-ți mai permiți să vină toți prostalăii, da? Și să-ți dea cu benzină peste foc. Și așa-i foc. Și atunci te uiți la legi. Uită-te la mișcarea legionară, la prostia asta de pe internet. Doamne, ce scrie aici? Apologia mișcării legionare, cu cât se pedepsește? A, de la un an și 5 ani, până la 5 ani. Ia-l. Du-l în fața judecătorului. Eu nu spun că va fi condamnat sau nu va fi condamnat. Judecați-l. Aveți legi. Luare al dracu de legi. Adică pentru mine, dacă trec mâine pe roșu, vine nenea milițianul și spune: domnul Ierman, ați trecut pe roșu. Și eu spun: da, amendă, să trăiți, poftiți amenda, nu mai trec. Dacă vin ăștia, gură mare, roșu nu era roșu, roșu este o culoare dictatorială, ne fac ăștia colonie, că ne băga roșu la semafor, săriți lume și o să vină o grămadă de prostalăi, jos cu roșu, trească verdele. Dar verdele e a lui. Pentru că el face din ideologia lui, da? Face un fel de breloc al propriilor furii, propriilor neîmpliniri, propriilor frustrări. Pentru că de obicei ăștia sunt niște ratați, bă, niște ratalăi, niște cretini. Înțelegi? Nu există un om, da, care să fie atins de xenofobie, de ură de rasă, de antisemitism, care să nu fie și cretin. N-are cum. Pentru că dacă ești atins de toate porcăriile astea, înseamnă că ai o dizabilitate culturală. Să ai dizabilități culturale înseamnă cretinătate totală. Înțelegi? Și culmea, există legi. Uite că în Occident se aplică încet, încet. Nemții au trimis acasă, într-o singură lună, da, 4.000 de afgani și de pakistanezi, atenție, din grupări religioase radicale, extremiste. Să fii sigur că primii care s-au bucurat au fost exact ăia din comunitățile afgane și pakistaneze. De ce? Pentru că și ei vor normalitate, mă. Toți vrem normalitate. Normalitatea acasnică, pacea acasnică. Să mă duc la un restaurant, să mă duc la muncă, să iau copiii de la meditații, să-mi duc nevoastră la coafor, să plecăm în vacanță. Despre asta e vorba. Dar proștii nu știu, că-s frustrați și proști și tâmpiți. V-am pupat, v-am enervat? Băi, ce bine pare!